Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Beței Live. Discutăm la acest moment despre Avocatul Poporului, o instituție cu puteri nemărginite, despre care oamenii merită să cunoască mai multe, asta pentru că este cam singura instituție care ne apără drepturile, de fapt. Discutăm pe larg despre acest subiect cu doamna Carla Cosma, consilier Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, bine m-am regăsit. Ce mai faceți? Cum mai sunteți în această perioadă și ce ați mai făcut de când nu ne-am mai întâlnit noi? Cred că ultima dată a fost prin 2018. Multe lucruri am făcut atunci. În această perioadă încercăm să ne revenim, să ne redresăm, mai ales că de astăzi am dat drumul și la audiențe. Și a fost un sentiment extraordinar de plăcut să ne întâlnim cu oamenii, să putem discuta cu ei față în față. Lucru pe care nu am putut să-l facem în ultimul an și jumătate, datorită stării de urgență și a stărilor de alertă care s-au tot prelungit. Practic, de la sfârșitul lunii martie, noi n-am mai acordat niciun fel de audiențe, dar am păstrat legătura cu cetățenii prin intermediul serviciului de dispecerat și prin celelalte mijloace de comunicare. Vom vorbi pe îndelete despre pandemie și despre ce s-a întâmplat de la începutul acestei stări până în prezent. Dar până atunci aș vrea să facem puțin o retrospectivă a instituției și chiar citam un lucru foarte interesant. În Suedia știu că această instituție se bucură de un prestigiu foarte mare și de o importanță la fel de mare. Este al doilea om după rege. În România, cam unde ne situăm? Sigur, Suedia are o istorie vastă. De la 1809 au tot avut timp să experimenteze modalitatea în care apără drepturile și libertățile cetățenilor. Însă motivul pentru care a fost creat în Suedia această instituție a fost acela de a acela ca Parlamentul să poată exercita un control asupra executivului. În România, instituția a fost reglementată pentru prima dată în Constituția din 91, însă efectiv legiferată în sensul organizării și funcționării acesteia prin legea 35 abia în anul 1997. Scopul a fost același și este același pentru că, de fapt, Avocatul Poporului îndeplinește un mandat general de apărător al drepturilor și libertăților fundamentale. Și prin intermediul Avocatului Poporului, practic, Parlamentul își îndeplinește atribuția pe care o are de control asupra administrației publice. Cine s-a ocupat de la începuturi să învețe pe oameni că există această instituție și ce poate ea să facă? Păi cine să se ocupe? Cei care au devenit angajați instituției Avocatul Poporului, pentru că de altfel nu se știa foarte bine. Nici titulatura nu ne ajuta foarte mult, pentru că să-i fi spus ombudsman nu ar fi înțeles nimeni nimic. Avocatul Poporului a fost de multe ori confundat cu profesia liberală de avocat. Dar până la urmă legiuitorul s-a gândit că ar fi o soluție de compromis, practic, să-i dea această titulatură. Și trebuia cumva să fie creată această instituție pentru că se impunea să existe un mediator între autoritatea publică, locală sau centrală, și cetățean, cu privire la respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale. De altfel, în Constituția României, practic, Avocatul Poporului se regăsește în titlul care reglementează drepturile și libertățile fundamentale. Aceasta este misiunea sa principală, da? De a veghea la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Și nu numai, dar în principal, acesta este obiectul de activitate, da? Pentru că întotdeauna vor apărea conflicte sau, eu știu, inechități din partea autorităților publice. Trebuie să existe o instituție, cum frumos spunea profesorul Ion Deleanu, una dintre cele mai importante instituții în raporturile dintre putere și cei fără putere. Foarte frumos, da. Cât de mult cunosc oamenii despre această instituție?
Și Spre surprinderea multora, instituția este foarte cunoscută. Și dacă oamenii nu știu exact care sunt competențele instituției, află oricum atunci când vin la noi. Pentru că, și dacă să spunem că ar avea o problemă, nu știu, un conflict cu o altă persoană fizică sau cu o persoană juridică de drept privat sau cu o altă autoritate care nu intră în competența noastră, că, de exemplu, sunt acte și fapte care țin de Parlament, de Curtea de Conturi, de autoritatea judecătorească, care nu intră sub incidența competențelor noastre. Dar, în temeiul dreptului la informație, orice persoană care dorește să apeleze la Instituția Avocatului Poporului primește toate îndrumările. Deci nu există să-l trimiți la plimbare, du-te la primărie sau du-te la instanța de judecată. Chiar și dacă e de competența instanței de judecată, noi oricum îi dăm îndrumările necesare. Oricum este un plus dacă Este un ajungem plus. în Categoric. sediul acestei Deci instituții. fără doar și fără poate, este probabil unica instituție care face acest lucru. Și tot legat de Suedia, mi-amintesc că citeam un interviu și spunea o persoană că a sunat la avocatul poporului la 2 noaptea pentru că avocatul său personal dormea. Și a spus, cum să-l deranjez pe avocatul meu noaptea? Sun la instituția care trebuie să-mi apere drepturile. Da, la 2 noaptea nu se Nu, poate nu. răspunde nimeni în România, este foarte adevărat acest lucru. Probabil există o linie de gardă în altă țară. Posibil să fie o linie cum este cea pentru Apelul unic de urgență, nu? sau cum sunt cele pentru copii sau pentru victime ale violenței domestice și așa mai departe. Există mai multe domenii de care vă ocupați, nu? Da, instituția Avocatul Poporului nu poate fi încadrată într-un domeniu, pentru că ea este o instituție specială și specializată în același timp pe absolut toate domeniile. Practic, și dacă nu te pot ajuta la instanța de judecată sau la organele de urmărire penală, eu am obligația să-ți dau îndrumările necesare din toate domeniile cu care noi lucrăm, da? Inclusiv să-ți dau îndrumări în materie penală, dacă este cazul. Dar îți dau îndrumări cu titlul de informație. Nu înseamnă că te reprezint Da, sau da, că pot să, mă rog, particip la actele jurisdicționale. da. Câți oameni apelează la sprijin? Oh, foarte mulți. Din anii anteriori pot să vă spun că audiențele trec de 1.400-1.500 într-un an de zile. Dar sunt mulți, pentru că o să vedeți ca și paritate, sunt mai mulți cei care vin decât cei care neapărat formulează o Sesizează. petiție. Pentru că mulți au nevoie de informații și venind în audiență, ei le primesc atunci pe loc, practic. Dar ca informații, cam câți? Ca petiții, reclamații, ori sesizări? Ne situăm undeva între 300 și 500 pe aici. Depinde, oscilează de la un an la altul în raport de ce probleme sunt. Că în unii ani au fost foarte multe probleme pe fond funciar, de exemplu. Mai sunt și acum, dar mult mai puține. Deja s-au cam împărțit terenurile și sunt lămurite lucrurile. Sunt foarte multe pe pensii, pentru că e problema cu grupele de muncă, cu recunoașterea adeverințelor de către casele de pensii, da? Sunt probleme pe asociații de proprietari, foarte multe, extraordinar de multe. Nici nu ne-ar veni să credem că la atâția ani de când s-au organizat în aceste forme juridice există probleme, dar există. Probleme pe care le puteți soluționa. Pe care le putem soluționa, desigur. Bun. Cu sprijinul al autorităților competente, firește, nu. M-a surprins faptul că în momentul în care ați ajuns la noi, ați spus că astăzi a fost prima zi de audiențe Da. fizică și că a fost foarte multă lume. Da, au fost, spre surprinderea noastră, nu ne așteptam, deși am mediatizat, dar nu ne așteptam. Însă, din momentul în care a apărut informația în spațiul public, am primit foarte multe telefoane în care ne-au întrebat de la ce oră pot să vină în audiență. Și astăzi au venit.
A fost un sentiment extraordinar de plăcut, sincer. Mi-a plăcut foarte mult. În fiecare zi există un program de audiențe? Ori este de luni până joi. Vinerea nu sunt audiențe. Dar dacă cineva vine, nu înseamnă că nu este primit. Adică au fost situații în care oamenii au venit de la kilometri distanță sau au venit de la Vaslui și nu poți să-l trimiți acasă spunându-i că astăzi n-am program de audiențe. Cu ce probleme au venit oamenii astăzi? Astăzi au fost pe fond funciar. Au fost pe creșterea redevențelor la niște spații concesionate de către primării, pe o problemă de pensie din această, și pe liber acces la justiție. Ce ține de administrație? De... Bine, liberul acces la justiție nu prea ține de administrație, dar oamenii au nevoie de sprijin. Sunt, anul 2020 a blocat foarte multe dosare penale. Le-a ținut în loc. Au fost probabil soluționate cele care erau mai grave și celelalte cumva au rămas mai la urmă. Și s-a depășit că există un termen de soluționare totuși cu celeritatea dosarelor. Când se depășește un an, deja devine o problemă. Oamenii trebuie să ducă la instanță, ca instanța să-l oblige pe procuror să soluționeze dosarul mai repede. Cum a fost anul 2020 pentru instituție? A fost un an plin de provocări, de toate felurile. De la faptul că am trebuit să mutăm audiențele din planul fizic în planul serviciului dispecerat, am preluat foarte multe petiții prin intermediul serviciului dispecerat. A fost complicat pentru că oamenii nu știu să-ți explice. E o diferență între ce înțeleg ei și normele juridice, între normele morale și cele juridice și așa mai departe. Nu știu să-ți explice din acte exact problema în sine. Și atunci a trebuit de foarte multe ori să improvizăm, să ne adaptăm din mers, să-l rugăm pe om să ne citească ce scrie în documentul acela, pentru că nu toți au mijloace de comunicare în sensul în care să-ți transmită. Pe un e-mail, nu? Exact. Sigur. Sau nu-și permit să-ți trimită nici prin poștă, când spune, doamnă, nu-mi permit. Plus, oamenii au avut și o temere cu privire la documente, pui mâna pe hârtii, virusul, mă rog, toată povestea cu pricina. A fost un an în care a trebuit să stăm cu ochii pe sistemul medical și să stăm cu ochii pe sistemul de învățământ. Pe de o parte, iar pe de altă parte, să stăm cu ochii pe respectarea drepturilor copiilor. Anul 2020 a fost un an în care dreptul la sănătate, dreptul la învățământ și protecția copiilor și a tinerilor au fost în topul drepturilor încălcate. Așadar, există, următoarea mea întrebare era dacă există riscul ca statul să fie intrat abuziv în drepturile și libertățile oamenilor? După cum știți, s-au petrecut lucruri, pentru că, din păcate, existența acestui virus ne-a luat pe toți prin surprindere și ne-a scos în evidență faptul că sistemul sanitar era defect. Dar defect rău, pentru că asta a însemnat că s-au transformat spitalele în spitale exclusiviste pentru o anumită categorie de bolnavi, respectiv cei cu SARS-CoV-2, și le-a restrâns dreptul celorlalți la a beneficia de servicii medicale în contextul în care toți acești oameni sunt plătitori de asigurări de sănătate. Se vorbește mult prea puțin despre acest subiect și de obicei vorbesc cei care sunt direct afectați. În schimb, din partea sistemului medical auzim tot timpul că a făcut față cu brio, s-a descurcat mai bine decât s-a întâmplat în alte țări mai evoluate. Toată lumea este foarte mulțumită de cum a decurs totul. Dar cine le respectă drepturile și cine va răspunde pentru întârzierea acelor oameni cu alte boli de a se prezenta la medic, de a fi internați? Sunt foarte mulți pacienți cu cancer care s-au pierdut în anul trecut. Sunt pacienți cu cancer, sunt pacienți care nu au mai avut acces la chimioterapii și la radioterapii, care în continuare suportă încă și la acest moment, deși din ceea ce am văzut în spațiul public
au început să se remedieze această, să spun, această lipsă de acces la sistemul medical. De luna aceasta. Dar până acum a fost îngrozitor, inclusiv noi am primit sesizări și telefoane în care oamenii se plângeau de faptul că nu au acces la serviciile medicale, că sunt nevoiți să meargă în privat, că serviciile medicale în privat sunt scumpe și că nu-și permit, că ei au contribuit o viață întreagă. Nu pot să spun că sistemul medical n-a făcut față. A făcut față acestui virus. Acolo unde s-a putut, s-a putut, unde nu s-a putut, nu s-a putut. Până la urmă, fiecare are propriul său sistem imunitar, da? Nu putem să spunem că cineva e răspunzător de moartea cuiva. Însă ceea ce putem spune este, într-adevăr, că această lipsă de acces la serviciile medicale a reprezentat o îngrădire a drepturilor, la ocrotirea sănătății pentru toți potențiale pacienți. Da? Adică, inclusiv eu am mers în mediul privat, pentru că nu-ți venea să te duci. Și brusc, anul trecut, toată lumea a vorbit, și inclusiv acum, de acest virus, dar n-a mai vorbit nimeni despre infecțiile nosocomiale, care sunt ucigașe de-a dreptul. Adică, trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu știu cine va răspunde într-o zi pentru ceva. Dar concret ce se întâmplă dacă vine un cetățean și reclamă acest lucru, face o petiție, ce răspuns primește? Care este parcursul din acel moment? Spitalul o să-ți spună că nu are, că nu e interzis accesul, doar că ești obligat să prezinți un test, doar că trebuie să treci prin UPU, da, și pe urmă ești internat. Dar timpul de așteptare este extraordinar de lung, pentru că oricine merge în serviciu, în unitatea de primiri urgențe, o să vadă că este un afiș foarte mare pe care îți scrie prioritatea în acordarea asistenței medicale. Și tu poți să stai și 12 ore să aștepți, pentru că sunt puțini medici. Plus, trebuiau echipați într-un anume fel, că tu intrai în contact, nu știai dacă persoana are sau nu are virusul cu pricina. Deci nu o să-ți spună nimeni că ai avut acest drept îngrădit. Pentru că teoretic nu l-ai avut, practic. Da. Ți-a fost imposibil, pentru că ți-a fost și teamă să te duci. Foarte mulți au spus acest lucru. M-aș duce, dar îmi este teamă să stau atâtea ore la primiri urgențe. Acolo vin tot felul de oameni. Eu n-am de unde să știu cine are, cine nu are. Adică oamenii când au și boli asociate, comorbidități și așa mai departe, au o temere în acest sens. Pentru că zi de zi, oră de oră, mi s-a repetat că acest virus este un virus care ucide. A existat un abuz și din acest punct de vedere? Cred că... Al informațiilor? Aici depinde, a fost alegerea mass mediei ce a făcut. Până la urmă, alegerea a fost și a noastră de a ne uita sau de a nu ne uita. Dar a fost și alegerea mass mediei, până la urmă. Pentru că... Nu este firesc ca astfel de informații să fie livrate oarecum în mod neutru? Cum discutăm și despre vaccinare, își poate asuma cineva această responsabilitate de a spune cu certitudine că acest vaccin este indicat tuturor, păi nu poate mai să... nou copiilor, iată, pentru că există. Nu poate să-și asume nimeni, nu poate cineva să spună acest lucru cu fermitate, pentru că este un vaccin care nu a fost suficient testat. Inclusiv cei care l-au făcut au propriile lor rezerve. De aceea ai și consimțământul pe care îl semnezi, care include inclusiv decesul. Da? Adică nu poate cineva să vină să-ți spună. Dar până la urmă noi trebuie să reținem un lucru. Este o procedură medicală pe care o putem accepta sau o putem refuza, la fel ca orice altă procedură medicală care ni s-ar pune la dispoziție de un medic. Da? Dacă tu ai cancer și îți spune
trebuie să faci chimioterapie, tu o faci sau nu, pe riscul tău. Bun. Instituția Avocatul Poporului a făcut demersul către Ministerul Sănătății în contextul în care s-a pus problema dacă vaccinarea este obligatorie și dacă poate fi condiționată locul de muncă de vaccin. Ministerul Sănătății a răspuns cu subiect și predicat, vaccinarea este un act medical personal, nu este obligatorie și nu poate fi folosită pentru a condiționa locul de muncă al persoanei. Dar practica, chiar înainte să vin la dumneavoastră, îmi scria cineva că este într-un birou cu 4 colege, ea este nevaccinată, este teamă să se vaccineze pentru că a avut o problemă de sănătate cândva, a făcut virusul, boala a avut-o și indirect colegele o pistonează să se vaccineze. Există instituții în care se spune, dacă sunteți vaccinați, nu poartă nimeni mască. Dacă unul singur e nevaccinat, toată lumea trebuie să poartă mască. Și bineînțeles că cei care sunt vaccinați privesc nu tocmai frumos spre cel nevaccinat. Aici eu spun că este o chestiune de educație, de respect, de morală. Așa cum eu pot să am o opinie diferită de a dumneavoastră și dumneavoastră să mă respectați, la fel, mi se pare că trebuie să procedăm și în acest caz. Pe de altă parte, ce nu înțeleg eu este de ce ți este teamă dacă te-ai vaccinat? Se presupune că dacă te-ai vaccinat, ești imun. Da. Nu mai ai de ce să te temi de mine. Da? Așa avem. Păi, în cazul acesta ar însemna că ar trebui să vaccinăm toate persoanele bolnave de SIDA, da? Să vaccinăm toate persoanele bolnave de hepatită C, pentru că și acestea sunt boli transmisibile și de orice altă boală transmisibilă. Și atunci o să fim dintr-un vaccin în altul, nu? Da, foarte multă lume, dintre cei care nu își doresc să se vaccineze, simt că le sunt îngrădite drepturile în această perioadă. Și statul nu cumva instigă la ură? Urmărim declarațiile acelea care apar. Cei vaccinați vor beneficia din ce în ce mai mult de măsuri cât mai blânde, pe când cei nevaccinați se vor supune în continuare acestor restricții drastice. Până la urmă, cred că va trebui să ne obișnuim, să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. Instigarea și discriminarea nu sunt potrivite, pentru că instigarea poate să ducă la lucruri nepotrivite și pot apărea conflicte între persoane destul de grave. Și de aici se poate ajunge la abuzuri foarte ușor din partea angajatorilor. Ați simțit importanța acestei instituții în această perioadă mai mult ca niciodată? Categoric. După cum știți, instituția Avocatul Poporului a fost vedeta anului 2020. Deci sigur că am simțit-o și chiar mă bucur că există instituția Avocatul Poporului. Trebuie să existe o instituție care să vegheze la respectarea drepturilor și libertăților noastre. Este imperios necesar. Cu atât mai mult cu cât discutăm despre o instituție care, vedeți, nu a fost întâmplător creată și are un statut aparte față de toate celelalte instituții ale statului. Este o instituție autonomă și independentă, care nu se substituie nici unei autorități, iar avocatul poporului in personam, el însuși, nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Cu alte cuvinte, nu este firesc să se facă presiune asupra avocatului poporului din partea nimănui, decât în cazul în care discutăm despre apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Îi atrage atenția, îl sesizez că poate nu a observat că o ordonanță, că o lege, că o prevedere sau că atitudinea unei autorități sau acțiunile unei autorități încalcă drepturile și libertățile cetățenilor și îl sesizez cu privire la aceste lucruri, el având posibilitatea de a interveni, indiferent în ce formă o face. Că o face prin intermediul unor adrese, că o face prin intermediul anchetelor, că o face prin emiterea unei recomandări, că o face prin formularea unei acțiuni în contencios administrativ sau în contencios constituțional. Acestea sunt pârghiile avocatului poporului. Și nu întâmplător a fost
așezat în Constituție, în locul în care a fost așezat. Prin urmare, da, este una dintre cele mai importante instituții ale acestui stat. Și de asta v-am și dat citatul acela din profesorul Deleanu, pentru că mi s-a părut cea mai frumoasă așezare pe care o putea da cineva aceste instituții și cea mai frumoasă definiție. Da? Raporturile dintre putere și cei fără putere. Că despre asta este vorba. El, avocatul poporului, trebuie să ia de mână cetățeanul și să-l ajute. Da, foarte, foarte frumos. Și cred că e de bun augur această emisiune pentru cei care ne urmăresc. Tocmai de aceea invit să ne trimită și întrebări. Dacă aveți orice fel de curiozitate, puteți să scrieți pe pagina noastră de Facebook și eu îi adresez întrebarea invitatei mele. Câte anchete ați derulat în ultima perioadă? Nu am avut foarte multe anchete pentru că odată cu venirea pandemiei și cu stările de urgență au fost limitate atât audiențele cât și anchetele. Ele au început să se deruleze abia de anul acesta, dar de foarte puțină vreme, pentru că întotdeauna trebuie să respecti niște reguli, niște măsuri. Deocamdată pentru biroul teritorial Iași n-a fost încă cazul unor anchete. Mm-hmm. În schimb, au fost extraordinar de multe sesizări în oficiu. În acest răstimp, bine, ne-am sesizat și din presă, dar și din orice alte mijloace, inclusiv de pe site-urile de socializare, pentru că oamenii și-au expus acolo problemele, nemulțumirile sau condițiile în care, nu știu cum a fost cazul condițiilor de spitalizare, care la început au fost crunte. Da, este un punct pe care vreau să-l discutăm și noi acesta. Ori de câte ori observăm o problemă într-un spital, într-o unitate medicală, putem sesiza acest lucru? Da, categoric. Absolut orice. Trebuie sesizate aceste lucruri pentru că trebuie să înțelegem că sistemul trebuie îmbunătățit. De undeva trebuie să începem. Nu putem să trăim la nesfârșit fără să ne pese sau să spunem bine că am scăpat de acolo sau bine că am ieșit cu bine și n-am ieșit cu picioarele înainte. Nu. Trebuie scoase în evidență toate carențele care există în orice sistem, nu doar în sistemul medical. Da? O problemă foarte mare a fost, după cum știți, și cu învățământul online. La un moment dat făcusem o sesizare din oficiu pe această problematică, pentru că erau copii care n-aveau, nu că n-aveau dispozitive, n-aveau nici măcar acces la internet. Și au fost extraordinar de mulți copii cărora li s-a îngrădit dreptul la învățătură în acea perioadă. A fost o perioadă cruntă, cel puțin în prima parte a anului 2020, a fost dezastru. Abia din luna iulie încolo au început, statul a achiziționat tablete, s-au mai primit donații și așa mai departe pentru copii. Dar la începutului a fost crunt pentru copii. Adică trebuie să începem de undeva, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să vorbim și despre faptul că există copiii căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și care au avut de suferit în această perioadă. Că există părinți care și-au agresat copiii, i-au exploatat, a crescut numărul de agresiune asupra copiilor în acea perioadă în care am fost ținuți în casă. Sunt lucruri despre care trebuie să vorbim, să vorbim deschis, să știe toată lumea că există și să știe toată lumea că atunci când vede că un copil este abuzat, să sesizeze organele competente. Adică legea 272 spune foarte clar că oricine poate sesiza. Nu contează cine ești. Dacă îl vezi pe stradă la cerșit, trebuie să te gândești că în spatele acelui copil există un părinte abuziv. Da, avem o tendință de a ascunde totul sub preș sau ce nu ne convine, ce nu este estetic. Să ne facem că nu vedem. Din păcate, trebuie să recunoaștem acest lucru și mi-aș dori din tot sufletul meu să scăpăm de această meteahnă de a băga sub preș sau de a ne preface că nu vedem sau de a spune nu mă bag în casa omului. Exact. Păi nu te bagi în casa omului, dar în casa omului ăla poți să ai o victimă a unui abuz, că se numește
o mamă sau că se numește un copil, poți să ai poate o persoană, lași un copil fără o mamă sau fără un tată, depinde, da? Nu poți să spui nu mă bag în casa omului. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Părinții mai au o nemulțumire și o neclaritate în momentul de față, începând campania de vaccinare și pentru copiii de la vârsta de 12 ani. Acum se întreabă, cei care vor refuza vaccinarea totuși vor avea de suferit? Nu pe plan medical, ci pe plan al respectării drepturilor și al integrării în societate. Păi dacă pentru noi este valabilă o regulă, de ce n-ar fi valabilă și pentru copil? Până la urmă copilul este copil până la 18 ani. Este valabilă regula, dar este valabilă la nivel teoretic, pentru că practic știți foarte bine. Eu sper să nu se întâmple derapaje de acest gen. Dar dacă s-ar întâmpla, cred că trebuie să intervenim cumva, pentru că nu este firesc să se întâmple acest lucru. Așa cum tu ești reprezentantul legal al copilului tău, până la 18 ani, decizi cu privire la actele medicale la care este supus copilul tău. Da? Bun. Acesta nu face parte din categoria vaccinurilor obligatorii, ca să mă condiționez. Dacă mâine se introduce acest vaccin ca fiind obligatoriu, da. Dar dacă nu, nu ai cum să mă condiționezi. Nu poți să mă obligi. Nici măcar pentru copilul meu. Ar putea exista acest risc de a fi introdus vaccinul obligatoriu? În acest moment nu cred. Poate dacă situația ar fi escaladat în alt fel, poate dacă ar fi suferit niște mutații de natură să provoace, eu știu, decese în masă, probabil că atunci ar fi putut deveni, pentru că ar fi fost într-adevăr o problemă gravă. Dar în acest moment, la momentul la care discutăm, nu cred. Nu văd cum ar putea fi posibil așa ceva. Mă uitam și pe pagina de Facebook, aici foarte multă lume se plânge de diferența care există între vaccinați și nevaccinați când vine vorba despre călătorii. Nu cred că poate interveni avocatul poporului în decizia unui stat și în regulile pe care le impune acel stat. Nu, n-a intervenit deocamdată nici Comisia Europeană. Are dreptul fiecare stat să-și creeze propriile reguli? Își creează regulile în raport de ceea ce consideră că este oportun pentru protejarea propriilor săi cetățeni. Dacă un stat poate să-ți spună vreau doar să-mi vină turiști vaccinați, el o să decidă în acest sens, te duci în statul respectiv dacă ești vaccinat. Sau o să-ți spună prezentați testul care să fie negativ și aveți posibilitatea să intrați pe teritoriul statului meu. Nu, fiecare, trebuie să existe o anumită libertate a statului, trebuie să existe, că n-a murit de tot suveranitatea. Adică suntem în Uniunea Europeană, dar nu a murit de tot suveranitatea unui stat. Și apoi fiecare stat apreciază și în raport de cât de mult a suferit în această pandemie, pentru că, după cum știți, fiecare a suferit diferit. Absolut. Mă uitam pe foile mele pentru că mi-am mai notat câteva întrebări primite pe site și dacă tot suntem la capitolul întrebări din partea celor care ne urmăresc, vreau să vă mai citesc dintre ele. Întreabă cineva dacă dumneavoastră credeți că alături de criza economică, care va veni cu siguranță, va fi și o criză a ordinii publice generată de pandemie. Ar fi dezastruos să întâmple lucrul acesta. Și eu cred că aici este obligația noastră a fiecăruia de a încerca să nu ajungem să ne urăm pentru lucruri nefirești, cum ar fi, de exemplu, vaccinat, nevaccinat, cu test, fără test, cu mască, fără mască și așa mai departe. Cred că trebuie să ne păstrăm uzul rațiunii până la capăt și să plecăm de la premisa că așa cum am ieșit din această criză sanitară, vom ieși și din cealaltă criză economică. Poate nu va veni. Să gândim pozitiv, zic. Cum caracterizați dumneavoastră starea drepturilor omului în România până la pandemie? Cu reușite și nereușite?
Și apoi cu ce a urmat? În România sunt respectate drepturile omului. Există situații în care se produc dezechilibre generate de unele abuzuri de putere din partea unor autorități sau generate de proasta gestionare a resurselor financiare sau generate de faptul că unele autorități sunt în incapacitate de a-și îndeplini obligațiile. Și aici vreau să fac această precizare. Este vorba despre spasuri, despre serviciile de asistență socială de pe raza comunelor. Este dezastru în acest sistem. Sunt persoane care nu sunt specializate pe așa ceva și sunt un fel de mașă comunală, fac de toate în primărie. N-are timp să se ducă să monitorizeze situația familiilor care, de obicei, probleme sunt în familiile care beneficiază de prestații sociale, da? Da, da, da. El ar trebui să meargă să monitorizeze, să vadă, să facă anchetă socială, să vadă care e situația copiilor. Nu au timp de așa ceva. Sau dacă au timp, îți spun, da, mai sunt copii bătuți, că trebuie cumva corectați. Dacă sunt exploatați prin muncă sau orice altă formă de abuz, nu se sesizează de GSPC-urile. De multe ori, de GSPC-urile află de la alte instituții decât de la ei, pentru că ei au obligația de a sesiza, de a solicita sprijin. Când nu faci față, ceri ajutorul specialiștilor. Ori lipsa aceasta de implicare conduce către alte forme de abuz din partea autorităților. Și, practic, este un cerc vicios. Un cerc care cum și când ar putea fi întrerupt? În momentul în care primarii din comunele României își vor înțelege cât de important este să aibă aceste servicii sociale, când vor înțelege că ajutorul social trebuie acordat strict în condițiile legii și doar celor care, într-adevăr, își îndeplinesc obligațiile pentru care primesc acel ajutor social, da? Când ajutorul social nu se va mai da pentru ca oamenii să meargă la cârciumă, căci despre asta este vorba. Da. În momentul în care vor înțelege importanța acestor lucruri, în momentul în care vor înțelege că ei sunt liderii, conducătorii celor unități administrativ-teritoriale și că bunăstarea și starea de bine a propriilor săi cetățeni depind exclusiv de ei, de proiectele pe care le fac, de fondurile pe care le atrag, de implicarea pe care o au în viața fiecărui om care l-a votat. Și când va înțelege că primăria trebuie organizată cu niște structuri, nu-ți cere nimeni să aduci nu știu ce specialiști. Dar trebuie să ai măcar un asistent social care să se priceapă în concret. Exact, să fie care un om să dedicat știe cum să gestioneze situația. Ai persoane cu handicap care au nevoie de asistență. Ai, în afară de copii și, mă rog, bătrâni și așa mai departe, da? Sunt o mulțime de situații care intră sub incidența asistenței sociale. Mă gândesc că sunt atât de multe probleme, cât de multe comune, sate există, atâtea probleme sunt. Foarte multe. Și era la un moment dat o discuție că ar trebui avocatul poporului să mai iasă din birou și să înceapă să meargă pe teritoriu pentru a sesiza toate aceste probleme. Aceea a fost probleme. O răutate. Știu, mi-amintesc de povestea cu pricina. Nu poate fi doar avocatul poporului, gardianul, unicul gardian. Nu, și nici n-are cum fizic, pentru că eu pot să mă autosesizez. Câteva cazuri, nu? Nu pot să mă autosesizez dacă nu-ți spune nimeni nimic, nu-ți cere nimeni ajutorul. Că și primăria poate să ceară ajutorul avocatului poporului pentru a fi susținut în ceva. Nu spune nimeni că doar o persoană fizică. Până la urmă și primarul e o persoană fizică, nu? E cetățean al acestei țări. Dar trebuie să... Copilul care îmi țipă nu primește de mâncare. Nu? E o chestie pe care o știm dintotdeauna. Oamenii trebuie să sesizeze faptul că nu au drumuri,
că nu au apă potabilă, că apa este infestată cu nitriți și nitrați și alte chestii de genul acesta, că nu au acces la servicii medicale, că nu au medic de familie. Știți că este o problemă mare acum în România cu lipsa medicilor de familie în mediul rural. Că nu sunt suficienți polițiști pentru care să deservească mediul rural, da? Sunt chestiuni care trebuie spuse, dar nu poate singur numai avocatul poporului să le spună. Trebuie să le spună și ceilalți. Trebuie să conducătorul unității administrative teritoriale, el este principalul care trebuie să se implice în lucrurile astea, în toate aceste lipsuri, nu doar avocatul poporului. Că nu se poate duce avocatul poporului nici să asfalteze, nici să tragă apă, nici să facă canalizare, da? Adică... Dar ce ar putea face? Ce ar putea face avocatul poporului dacă am sesizat o astfel de problemă? Starea drumului este foarte proastă. Sau nu există acces la utilități? Vedem în subordinea cui este drumul cu pricina, de exemplu. Dacă unele sunt județene, altele sunt europene, altele țin de comună, depinde cât de implicat este primarul. Totul ține de el. El trebuie să ceară. Sunt o mulțime de programe pe care pot să le acceseze, da? Pentru a crește nivelul de trai în comuna respectivă. Dacă nu le accesezi, nu vine nimeni să-ți bate la ușă, nu vrei, că se găsește unde să se ducă banii întotdeauna. Dar trebuie să ceri. Ceri celor de la drumuri și poduri să rezolve problema, dacă e de competența lor sau dacă e de competența ta. Faci proiectele către Ministerul Dezvoltării Regionale, da, și îți primești fondurile de acolo. Dar, repet, nu putem, trebuie să lucrăm cu toții, împreună. Așa, când unul trage într-o parte, unul trage într-o parte, nu se întâmplă lucrurile bune. Întrebările continuă să apară, mesaje, sunt foarte multe mesaje, tocmai pentru că dumneavoastră vorbiți foarte deschis și oamenii v-au simțit alături de ei. Povestește cineva o experiență referitor la spitale, spune că a petrecut 10 ore în unitatea de primiri urgențe a spitalului de copii, timp în care nu s-a întâmplat mare lucru, doar o perfuzie, după care, pentru că nu a dorit internarea copilului, într-un fel medicul de gardă s-a răzbunat punând o altă perfuzie care a durat cam 5 ore. Este un caz demn de a fi sesizat? Este sigur că poate fi sesizat. Nu se pune problema dacă poți sau dacă nu poți. Ideea este în felul următor. În actul medical nu intervine, nu? Avocatul poporului. Păi nu am cum să intervin în actul medical, pentru că eu sunt jurist, el este medic. O să-mi spună, doamnă, dar atât dura perfuzia. Trebuia să o pun să curgă foarte încet pentru că conținea nu știu ce și... Da. Vor exista întotdeauna elemente cu care ei să justifice lucruri. De asta spun că este foarte important ca fiecare dintre noi să ne schimbăm cumva atitudinea și să nu mai lăsăm lucrurile așa cum sunt. Să vorbim deschis despre ele, despre fiecare în parte, despre, chiar dacă ar putea să pară nesemnificativ, s-ar putea ca lucrul ăla să reprezinte o piuliță dintr-un sistem mai lung care să declanșeze o schimbare. Că e important lucrul acesta. Și asta spuneam, anul trecut ne-a arătat, ne-a demonstrat că sistemul medical are nevoie de o schimbare din temelii. Care au fost neregulile pe care le-ați descoperit? Au fost multe nereguli. Nu aș vrea să fiu... Nu vorbim punctual de spitale, că sunt câteva pe care le dar cunoaștem cu toții. Condițiile au fost... Deci exact când a început, chiar când a început nebunia cu pandemia, cu internările în luna aprilie, da, martie-aprilie, spitalele erau complet luate pe nepregătite. Au trebuit să improvizeze, să facă niște rezerve pentru a ține pacienți. Știți că atunci a fost nebunia că îi ținea și pe asimptomatici. Da. Și atunci a trebuit să intervenim pentru a-i scoate din spital, pentru că la un moment dat se punea problema că ai libertatea de mișcare îngrădită.
pentru că îl țineai practic într-o formă de privare de libertate. Da, da, da. El fiind sănătos, pe de altă parte se punea problema de ce să plătesc eu pentru omul acela dacă el nu este bolnav. Pentru că și acolo însemnau bani. Sigur. Bun, deci nu s-a putut face față cu privire la alimentație, cu privire la asigurarea apei potabile, cu privire la accesul la igienă, să spun, da? La mijloacele acestea de igienă. Era o toaletă la H pacienți, adică și cu administrarea tratamentului care a fost groaznic oricum. Era foarte complicat să poți să duci pachete pacienților, da? Sigur, pentru că cei internați diagnosticați nu cu s-au asigurat COVID, măști. Nu puteau fi vizitați. Nu a fost și aceasta o încălcare a drepturilor? Pentru aparținători? E discutabil, da, e discutabil, pentru că nu se știau foarte multe atunci, la vremea vremii, și în momentul acela, practic, i-au încercat cumva să limiteze răspândirea virusului. Ori tu, intrând în spital, fiind pacient COVID, dacă interacționai cu mine, însemna că eu aș putea să fiu purtător. Și atunci, restrângând cumva accesul acesta, au ales varianta în care să le lași pachete la poarta spitalului și erau, mă rog, cu nume, cu pavilion unde era, da? Și venea cineva de acolo să aducă pacientului pachetele. Dar au fost probleme cu aprovizionarea de medicamente, cu dezinfectanți, cu măști și așa mai departe. Nu spun, vorbesc la modul general în țară, nu mă refer la Iași sau la Vaslui. Plus, au fost probleme legate de aprovizionarea cu medicamente care se dau doar, poți să-ți iei rețeta doar din spital, da? Cum sunt cele de la Iro, de la Neuro, da? Au fost probleme și pe aspectul acesta. Au suferit cei non-COVID, pacienții non-COVID. Da. Ce nu poate înțelege multă lume referitor la condițiile de spitalizare este de ce nu ies managerii unităților medicale să se plângă de aceste lucruri și să vorbească deschis despre ele și să facă presiuni. De ce tot timpul, da, totul este bine, facem față cu brio, mai avem de făcut niște lucruri, dar le vom face și pe acelea. Pot să vă spun că managerii au spus. Sunt manageri care au spus, care au cerut. Sunt vocali. Dar din păcate, cel puțin anul trecut, nu cred că presiunea a fost atât de mare încât nu s-a mai uitat nimeni la aceste lucruri. Iașul, de exemplu, are nevoie urgentă de construirea acelui spital regional. Are nevoie de un institut de boli cardiovasculare altul decât cel care este și care are câteva zeci de paturi, da? Da. În contextul în care deservește întreaga regiune a Moldovei. Sunt lucruri care s-au spus. Sunt făcute adrese, vă spun cu certitudine pentru că știu. Au fost făcute adrese de către acești manageri tocmai în scopul acesta a construirii. Suntem la stadiul la care nu s-a atribuit teren, s-au făcut licitațiile pentru proiect. Vreau să-l văd pe spital, să nu se repete istoria cu spitalul de la mobil de la Lețcani, unde, după cum știți, este neutilizabil. Adică la ce ne-a folosit acel spital? Nouă. Da, problema este că nici răspunsul clare nu putem afla. De ce au ajuns românii să se plângă atât de mult și atât de des de faptul că le sunt încălcate drepturile? Păi, s-au plâns dintotdeauna. Nu e... Sunt motive politice, economice, sociale, nu, de mentalitate, poate?
Sunt și de mentalitate, sunt și motive sociale, și motive economice, însă, din păcate, sunt mulți români care s-au învățat așa să trăiască într-un soi de dolce farniente în care statul îi ajută oricum ar fi. Iar dacă nu îi ajută, se descurcă ei cumva, copiii ajung în grija statului și așa mai departe. Lipsa aceasta de sancțiune, pentru că, nu știu dacă ați observat, probabil că noi trăind foarte multă vreme într-un soi de regim care a fost asupritor și sancționator, ne-am învățat să fim sancționați și am rămas cu această meteahnă. Răspundem dacă, doar la sancțiune. Doar dacă ești sancționat. Oamenii muncesc de frică, fac lucrurile pentru că sunt sancționați. Câtă vreme nu sunt sancționați, se vede exact unde nu există sancțiune, acolo există și problema. Și așa înțelegem de ce românii, când ajung într-o altă țară, se comportă absolut civilizat, de teamă sancțiunilor, bineînțeles. Exact. Când se întorc în România, nefiind... Aici poți să fac orice. Exact. În străinătate poți trebuie să arunci gunoaiele la coș, în România poți să le arunci oriunde. Da. Chiar și dacă ai amenajat containere special pentru a separa deșeurile, nu vor face lucrul acesta, vor pune tot la grămadă. Da, este păcat, pentru că sunt și oameni de bună credință care vor să trăiască civilizat și iată că... Repet, până nu ne schimbăm mentalitatea, până nu învățăm să ne respectăm unii pe alții, pentru că de aici pleacă totul, de la lipsa de respect a unuia față de celălalt. Și implicit, doar în instituțiile statului, tot oameni muncesc. Sigur. Da? Ei, lipsa de respect pe care o ai zi de zi față de celălalt de lângă tine, o vei manifesta și față de cetățeanul care vine la tine cu o problemă. Deci, este important să ne respectăm între noi și să înțelegem că binele fiecăruia dintre noi depinde și de binele celuilalt. Că dacă mie mi este bine, invariabil va fi și ție bine, pentru că ne vom ajuta reciproc, ne vom sprijini reciproc. Fiecare cu nivelul său de competență, cu ce poate el oferi. Sigur. Când pot apela românii din diaspora la avocatul poporului? La fel ca orice altă persoană pe teritoriul României. Aveți sesizări din partea românilor stabiliți în alte țări? Am primit sesizări, dar nu cu privire la încălcări ale drepturilor lor acolo, ci cu privire la probleme tot din România. Am înțeles. Deci apelează pentru probleme legate de spațiul teritoriului român. Am înțeles. Nu s-au plâns de încălcări ale drepturilor în alte state. În mai multe mesaje fac referire la sediul instituției și întreabă multă lume unde este biroul. Biroul este pe Șoseaua Națională 43, unde sunt și birourile de la Salubri, sunt piramida lui Dubeț, practic. În curtea interioară scrie mare, Avocatul Poporului. Și o altă întrebare interesantă pe care am văzut-o, cine poate sancționa Avocatul Poporului? Sau când greșește Avocatul Poporului, spus altfel? Avocatul Poporului... Am precizat din capul locului un lucru. Este o autoritate autonomă și independentă de orice altă instituție a statului, în ciuda faptului că Parlamentul României numește și revocă Avocatul Poporului. Practic, Avocatul Poporului nu îi se poate cere un raport din categoria mai cere unui manager, să spunem, de instituție publică. Să vezi dacă există un management, mă rog, al calității, sau dacă și-a îndeplinit planul de management pe care l-a prezentat la momentul la care a fost numit manager. Da? Și doar dacă respectă Constituția și legea în vigoare. Doar Avocatul Poporului poate fi revocat doar dacă încalcă Constituția și legile statului român. Raportul pe care Avocatul Poporului îl prezintă Parlamentului este strict informal. Nu înseamnă nimic. Înțeleg. Deci, Avocatul Poporului, practic, îi aduce la cunoștință Parlamentului care au fost neregulile
pe care le-a constatat la nivelul administrației publice, pentru că ăsta este rolul lui. Avocatul poporului are un mandat general de apărător al drepturilor și libertăților cetățenești, fiind un instrument prin care Parlamentul exercită controlul asupra administrației publice. Și asta face. Îi arată. Uite, ia de aici. Acesta este raportul în care îți arăt care au fost deficiențele pe care le-am constatat pe parcursul unui an. Atât. Altceva nu are ce să se întâmple. Și tot și avocatul poporului poate de asemenea să invoce excepțiile în neconstituționalitate atunci când o ordonanță sau o lege nu este în dezacord cu Constituția României. Și vreau să precizez un lucru, ca să fie limpede pentru toată lumea. Avocatul poporului nu este obligat să sesizeze Curtea Constituțională. Legea spune poate, nu spune trebuie. Poate. Bun. Nu știu de ce e supărat toată lumea pe avocatul poporului când sesizează o excepție de constituționalitate la Curtea Constituțională, pentru că, de fapt, cuțitul stă în mâna Curții Constituționale. Ea decide dacă admite sau respinge. Și dacă legile și ordonanțele ar fi constituționale, avocatul poporului n-ar mai sesiza Curtea Constituțională. Prin urmare, zic să ne asumăm fiecare rolul său și propriile greșeli. E important lucrul acesta. Că noi suntem obișnuiți întotdeauna să aruncăm pisica în ograda celuilalt. Niciodată noi nu suntem vinovați, e vinovat celălalt. Întotdeauna vom spune, am făcut asta pentru că. Pentru că nu știu care, nu știu ce mi-a făcut. Nu avem curajul acela de a ne asuma până la capăt propriile fapte. Și de aici pleacă și neregulile din administrație. Că administrația tot din oameni e alcătuită. Este o instituție de temut, avocatul poporului, pentru instituții? Pentru administrație? Avocatul poporului nu își exercită puterea prin confruntări sau prin amenințări. Avocatul poporului își exercită puterea tocmai prin faptul că are o autoritate de persuasiune și de denunțare publică. Acesta este rolul său. Nu are rolul de a sta cu biciul în mână. Nu. Are rolul de a face public orice ar putea să conducă la încălcări ale drepturilor și libertăților noastre. Are obligația de a emite recomandări ori de câte ori autoritățile administrației publice comit ilegalități prin acte sau fapte juridice și le cere efectiv să remedieze situația sau să repună persoana în situația anterioară. Depinde de ce încălcare a fost vorba. Înțeleg. Ce planuri aveți pentru acest an? Ce demersuri pot fi luate de către dumneavoastră? Deocamdată așteptăm să vedem. Se lucrează acum la un raport special pe problema copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pentru că am făcut niște demersuri la sfârșitul anului trecut și acum toate datele vor fi adunate și am făcut pe de o parte la inspectoratele școlare județene și pe de altă parte la DGSPC-uri, pentru că am constatat că există discrepanțe între numărul copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la cele două instituții. Și cele mai apropiate de realitate erau cele de la ISJ-uri, nu cele de la DGSPC-uri, dar asta din pricină că spasurile, de aia vă spuneam, nu raportează corect. Da. Uneori iau din, că ei au obligația să raporteze, dar iau din anii anteriori sau nu raportează cum trebuie. Da. Deci vă spuneam că avem în vedere acest raport special. Așteptăm deocamdată să adunăm toate datele și toate celelalte care vor veni, pe care le facem zi cu zi, audiențele, petițiile, sesizările din oficiu, ne vom încerca să revenim la normalitate pe care ne-am dorit atât de mult. Care ar fi concluzia discuției noastre? Concluzia discuției noastre,
Mi-aș dori în tot sufletul să fie cât mai puține asemenea încălcări de drepturi și mi-aș dori foarte mult să învățăm exact ceea ce v-am spus mai devreme, să ne respectăm unii pe alții. Este foarte important respectul. Nu știu când și în ce moment am reușit să-l pierdem atât de mult, dar din nefericire această lipsă de respect aduce după sine foarte multe dezechilibre în societate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discuția purtată și sunt convinsă că informațiile au ajuns acolo unde trebuie. Vă așteptam să reveniți în studio pentru că este atât de vast subiectul și merită să discutăm pe capitole, de ce nu? Sigur, cu mare drag. A fost alături de noi la acest moment doamna Carla Cosma, consilier, avocatul poporului, biroul teritorial Iași. Nu uitați să dați un like și un share pentru a împărtăși informația cu cât mai multă lume. Să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează o nouă ediție începând cu ora 15, moderată de colegul meu Valentin Puțanu. Iar noi ne vedem mâine, nu ne vom vedea pentru că voi avea eu o mică pauză, dar mâine de la 12:30 este emisiunea săptămânală cu părintele Calistrat Chifan și vă invit să nu o ratați, bineînțeles. Toate cele bune!